Putem începe. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației pentru această conferință de presă. Ocazie cu care vreau să vă prezint o atitudine din partea domnului candidat la primăria Constanța, domnul Chițac, care, într-un interviu acordat ieri unui ziar din Constanța, o să-i dau numele, da, în replica, a găsit de cuviință să lanseze un atac asupra mea, ca și candidat, ca și contracandidat, și am înțeles din start că se află într-o situație de neîncredere personală și probabil că a declanșat acest atac sperând să obțină ceva voturi din partea celor care doresc să mă voteze pe mine. Consider că a fost un moment neinspirat din partea domnului Chițac, pe care eu l-am respectat și respect și în aceste condiții, încă din 2016, când dumnealui a dorit să mă includă pe lista de consilieri, dânsul fiind și atunci candidat la primăria Constanța. Pentru mine, atunci când candidam consilier independent, era o problemă că mi-era foarte greu să mă înscriu în alt partid. Deci dacă s-ar fi materializat această invitație, dacă aș fi acceptat până la final să merg pe lista domnului Chițac, ar fi trebuit să mă înscriu în alt partid. Și așa cum bine mă cunoașteți, de 30 de ani sunt sărănist și mi-a fost foarte greu să fac acest pas. Însă, în principiu, mă gândeam că pot contribui la o schimbare a administrației publice locale, venind alături de domnul Chițac atunci, și să aduc prin aportul meu câteva mii de voturi cu care poate că ar fi putut să iasă chiar primar. Într-un târziu, neprimind un răspuns în momentul potrivit, care să-mi creeze și mie o garanție, pentru că erau niște termeni de depunere de liste în cazul în care nu se materializa invitația, neprimind, am dat telefoane și în ultima perioadă nu-mi răspundea la telefon. Nu mi-a mai răspuns la telefon și acesta a fost un mesaj că nu prea se poate. Dar vreau să subliniez faptul că în această perioadă de tatonare am avut și o întâlnire cu domnul Chițac în biroul dumnealui, care de pe strada Mircea avea atunci un birou electoral, de campanie, și ocazie cu care am discutat despre proiectele mele și despre proiectele dumnealui într-o oarecare măsură, sau care corespundeau și cu proiectele mele. Și de ce vreau să vă vorbesc despre proiectele care le-am discutat atunci? Pentru faptul că unul din proiectele care ei le-am prezentat domnului Chițac atunci a fost proiectul meu cu centrale de cartier, care conduc, așa cum bine știți, la renunțarea de la CET și la producerea unei gigacalorii foarte ieftine în favoarea cetățenilor, dar și a bugetului primăriei Constanța, care nu va mai fi obligat să plătească 15 milioane de euro către CET în fiecare sezon rece, în fiecare an. Însă a acceptat, adică i-a plăcut proiectul atunci și în plus am avut și un proiect în comun, respectiv peste drum de unde suntem acum, e o interminal care are 164 de hectare de teren liber, colmatat, care poate fi prin bani europeni reabilitat și pe 164 de hectare putem dezvolta foarte multe, un complex imens, un parc european, un parc național, deci putem dezvolta foarte multe obiective de care lipsesc în orașul nostru, comparativ cu alte orașe. Atunci dânsul mi l-a arătat că avea acest proiect pe calculator și chiar mi-a deschis calculatorul și l-a arătat. Deci o schimbare de atitudine a domnului Chițac este aproape inexplicabilă pentru mine. Într-un fel încerc să-l înțeleg, dar nu reușesc. Proiectul ăsta
pe care eu l-am înregistrat, proiectul cu centrale de energie, pe care dânsul l-a atacat și mi-a spus că m-a învățat, mi-a spus, nu că m-a învățat, mi-a spus PSD-ul să dau un radet și încep ca să iau votul de la dumnealui. Aceasta este declarația domnului Chițac. A rămas pur și simplu surprins de chestiunea asta. Eu știu că un țărănist adevărat niciodată nu se asociază cu un partid social-democrat din România. Pentru că în Uniunea Europeană, în Europa, în vest, partidele social-democrate sunt altfel, au altfel de concepte și au altfel de principii de funcționare. În România, eu, ca țărănist, niciodată n-aș fi putut să fac o înțelegere cu PSD, având în vedere faptul că înaintașii noștri, Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Iuliu Maniu, Ion Rațu mai puțin și alți țărăniști, mulți, sute de mii de țărăniști, au stat în pușcării și au fost terorizați, omorâți, chinuiți și bagiocoriți într-un mod inimaginabil. Iar PSD-ul este urmașul acelor torționari. Eu nu mă pot duce acolo cu sufletul deschis la PSD să fac înțelegeri cu PSD-ul. Eu pot să sprijin o acțiune, un proiect al PSD-ului dacă este în favoarea constanțenilor și atât. Eu pot să votez atunci când există un interes al tuturor constanțenilor. Bun, mai mult decât atât, în proiectul domnului Chițac există și proiectul meu. Când eu l-am inițiat, domnul Chițac nu știa că va candida la primărie. Având în vedere că vorbesc de un proiect înregistrat în 2016, înainte de alegeri locale, când însul nu știa că va candida. Deci, pe de o parte, îți însușești proiectul, dar voalez un pic, adică l-a scris în programul dumnealui electoral, în care vorbește despre centrale de cartier prin fenomenul de generare și cogenerare. Și dânsul spune că eu nu am studii profilate pe această profesie, pe această tehnică, așa încât să înțelegi că n-aș fi eu de vină pentru asta. Vreau să-i spun că nu e așa de greu să montezi o centrală termică pe gaz într-un punct termic și să faci din el o centrală de cartier. Și plus de asta, știm și noi ce înseamnă generare și cogenerare. Aici e vorba de un motor care angrenează un generator de curent și vorbim aici de, pentru că odată cu producerea curentului se produce și apă caldă și de aceea se numește generare și cogenerare. Sigur, sistemul este de dorit, sistemul este performant, acest sistem de generare și cogenerare, dar la ora actuală este foarte costisitor. S-a făcut și în România, dacă nu mă înșel, în Râmnicu Vâlcea. Acest sistem a fost pus în aplicare și este considerat cel mai bun din Europa. Iată că avem date și cunoștințe despre acest sistem de generare și cogenerare. Nu este o noutate ce ne spune domnul Chițac. Nu-i nimic. Probabil că peste ceva ani, când vom fi capabili să montăm și să modernizăm cu acest sistem de cogenerare, va fi binevenit. Însă, până atunci, proiectul meu, prin instalarea de centrale termice pe gaz în toate punctele termice din Constanța, este de actualitate, este ieftin și poate fi ușor pus în practică și atunci primăria va obține o economie de 15 milioane de euro pe an, nemai plătind subvenția la CET și la RADET, care trebuie restructurat, da? Și aducând în casele oamenilor o gigacalorie ieftină. Eu insist pe această temă pentru că este în favoarea constanțenilor. Provoc pe domnul Chițac să spună dacă dorește cu adevărat să facă ceva pentru constanțeni. Dacă respinge acest proiect, înseamnă că nu este de acord cu dorințele și doleanțele constanțenilor. De aceea sunt foarte indignat că în loc să răspundă la provocarea mea pentru încheierea unui pact pentru constanțeni și să ne aprobăm reciproc proiectele cele mai importante pentru constanțeni, care le aduc avantaje, constanțenii așteaptă de la noi toți candidații. Așteaptă să facem
să amenajăm zonele din spatele blocurilor, din fața blocurilor, în tot orașul, în toate cartierele. Să facem acolo spații verzi, să facem acolo locuri de joacă, să punem acolo băncuțe, alei frumoase de plimbare, să facem parcări în spatele blocurilor, acolo unde sunt zone descoperite chiar de mine prin pericolurile mele din toate cartierele aproape. Asta așteaptă constanțenii în primul și în primul rând. Constanța trebuie să fie frumoasă ca omul când iese din scara blocului sau din casă să zâmbească, nu să fie trist. Să vadă peturi, să vadă bălării, să vadă mărăcini și în fața primăriei să vadă mărăcini, da? Și să amenajăm aceste zone ca să ne mândrim și cetățenii de acolo să fie și ei fericiți și bucuroși, bucuroși că au un parc, că au băncuțe, că au alei, că au locuri de joacă pentru copii. Pur și simplu, marginea orașului, în afară de centrul orașului, tot orașul a fost uitat și abandonat de actuala administrație publică locală. Eu am fost și sunt cel mai mare critic, în mod rațional și obiectiv. Chiar dacă sunt candidat și puteți să spuneți că sunt subiectiv, ceea ce am arătat eu, mizeria din orașul Constanța, a fost o realitate și este, numește această... Acțiunea mea se numește prezentarea unui oraș real, Constanța Reală se numește. La aceste proiecte ar fi trebuit să acheseze toți candidații la primăria Constanța, pentru că nu e nicio rușine să spui că vreau și eu să facem Constanța frumoasă. Se duc pe urmele mele, în toate cartierele au început să umble, eu din ianuarie umblu și filmez în toate cartierele, pentru că trebuie timp ca oamenii să cunoască realitatea, să cunoască Constanța Reală. Și acum au început să meargă și domnul Stelian Ion, și domnul Chițac, și domnul Făgădău au fost pe la poarta 6, și în 4-5, nu știu mai știu care a mai fost. Foarte bine că merg. Nu e zona mea, să zic, proprietatea mea să nu meargă. Să meargă, dar să recunoască că proiectele mele sunt bune pentru Constanțeni și se tem că ei nu le vor putea pune în aplicare, probabil că au alte interese. Eu chiar nu înțeleg. Când poți să faci o giga caloie la 100-150 de lei, o cumperi cu 537 de lei și frustezi orașul Constanța de 15 milioane de euro pe an, în fiecare iarnă, în fiecare an, bani din care se pot realiza foarte multe parcări, se pot realiza foarte multe spații verzi, parcuri, obiective importante, 15 milioane de euro, sunt bani mulți, în fiecare an, rețineți. Și eu, ca primar, mi-ar fi rușine să tot plătesc așa din banii cetățenilor această sumă imensă către CET pentru dezastru care l-are CET-ul. A cumpărat conductele sparte, ciuruite, reparăm, băgând milioane și milioane de euro în ele, spargem șoselele, trotuarele. Chiar e greu de înțeles că să irosesc niște bani care nu sunt ai domnului primar, care nu sunt ai domnului Chița, care nu sunt al altor candidați. Și trebuie să achiesăm odată pentru un proiect comun, pentru un pact, pentru Constanța, pentru ceea ce își doresc cetățenii de la noi și pentru ceea ce așteaptă ei. De ani de zile își pun speranța constanțenii. De ani de zile vor un oraș frumos. De ani de zile vor să fie mândri că avem un litoral și o zonă turistică care să fie perla turismului românesc. Nu avem. E mizerie peste tot. Neglijența este la ea acasă. Ce vrea să-mi spună mie domnul Chițac? Că mie mi-a spus PSD-ul că să atac Radetul, păi eu îl atac de când dumneavoastră nici nu știa că o să candideze. Eu de atunci îl atac cu respect, pentru că eu respect doctrina celor care sunt social-democrați, așa cum o respect pe tuturor. Și ei mi-o respectă pe a mea. Și să știți că m-am bucurat de respectul lor, din punct de vedere al crezului meu politic, al creștin democrației pe care o am în suflet de la Revoluție și până în prezent. Deci, haideți să îi rog cu această ocazie pe toți candidați să fim deceți, să fim onești. Eu nu dau decât un răspuns. Aș putea să spun mult mai multe de domnul Chițac. Eu 30 de ani de zile n-am plecat din partid. Dumnealui, după ce a fost ales senator de către un PNL, când l-a urcat acolo și n-ar fi ajuns senator niciodată independent, a consimțit să părăsească partidul. Despre ce vorbim? Care este ținuta morală? Care este dreptul moral al domnului Chițac să mă atace pe mine, care am dovedit că sunt consecvent cu principiile mele, cu crezul meu politic, cu doctrina mea? Eu zic că e momentul, poate că acest moment poate să fie un
moment de răscruce în care toți candidații să ne înțelegem că toți vrem să arate Constanța frumos. Să nu mai criticăm proiectele altuia dacă sunt bune pentru constanțeni. Eu vreau să-mi dea domnul Chițac o alternativă. Nu are. Nu are. Ce spune dumneavoastră, îmbracă proiectul meu care l-are în program cu centrale de cartier. Păi centrale de cartier scrie și în proiectul meu, da? Care să fie în generare și cogenerare. Și vezi, doamne, păi eu îi spun domnului Chițac că vorbe de astea filozofice, vorbe mari, constanțenii nu le înțeleg. Palemele le înțeleg că știu ce înseamnă o centrală de cartier. Dacă ne spui constanțeanului generare și cogenerare, dumneavoastră spune că nu știu eu. Da, păi constanțeni, eu știu. Am făcut și un curs de punct termic. De întâmplător. Cu totul întâmplător. Am ceva cunoștințe, vă rog. Se pot întrebare scurtă. Vă rog. Domnul Chițac vorbește de centrale de cartier, care, fiind cumva din proiectul dumneavoastră din 2016, dar în același timp spune că ar trebui să păstrăm sistemul de subvenție actual. Adică facem și centrale pe care dumneavoastră vreți să le faceți ca să renunțăm la subvenție, dar păstrăm subvenția, așa spune domnul Chițac. Ce părere aveți? Este un program confuz din acest punct de vedere, acest segment. Domnul Chițac are un program care creează confuzie. De ce? Pentru că dumnealui dorește să investim, să investească și în retehnologizarea cetului și în construcția și transformarea punctelor termice în centrale termice pe gaz sau cu generare și cu generare aia, să o lase la o parte, că nu se pot face acum, nu se poate face acum. Sunt aparate de cumpărat, dar sunt scumpe. Așa? Deci creează confuzie în electorat, pentru că oamenii nu mai știu, bă, până la urmă ce păstrăm și cetul ăla care îl contestă Chesoi, păstrăm, facem și punctele termice, păi este o investiție, o risipă de bani. Cetul nu este al primăriei. Cum să bagi tu, ca primărie, banii în ce să-l retehnologizezi? Cetul aparține de Ministerul Energiei, de, așa, de centrale electrice, așa, el a fost cu destinația să facă curent, să producă curent electric și apa caldă era era o cogenerare, sau curentul era cogenerare. Deci, cum spune domnul Chițac, da. Deci nu e clar. Nu e clar ce vrea. Omul nu poate înțelege. Ori facem punctele termice, centrale termice de cartier și terminăm cu cetul și cu conductele lui magistrale, care însumează 84 de kilometri. Deci apa fierbinte de la cet este plimbată pe 84 de kilometri, însemnând lungimea conductelor magistrale și a ramificațiilor acestora până la cele 154 de puncte termice care funcționează în Constanța. Altă întrebare, dacă aveți, vă rog. Domnul Chițac se plânge în mod repetat pe la toate emisiunile unde a fost că toți candidații din dreapta eșecherului politic, nu mai vorbesc de cel din stânga sau cei din stânga, îl atacă pe dânsul. Eu nu v-am auzit. L-ați atacat vreodată? I-ați menționat numele? Poate nu am auzit eu. Mai mult decât atât, în 2016 am votat cu dumneavoastră. Acum mă face să-mi pare rău. Pentru că eu m-am simțit, ca țărănist, m-am simțit apropiat de PNL, care e un partid istoric, ca și țărăniște, da? Și în 2016 am candidat independent, pentru funcția de consilier. Și la primar am votat cu domnul Chițac. Și poftim. De mulțumire... Nu, în campania asta la țară. În campania asta nu l-am atacat niciodată, nici acum nu consider un atac, ci doar un răspuns, o replică la atacurile dumnealui. Și... pur și simplu, nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg. Dar știți ce mai denotă această atitudine nejustificată și neloială din punctul meu de vedere? Mai denotă că în PNL, și o spun cu părere de rău asta, este o lipsă de comunicare între candidatul la primar și domnul președinte Bogdan Cuțucă. Pentru că ceea ce nu știe, că dacă ar fi știut lucrul ăsta, n-ar fi făcut acest atac în interviul de ieri, dacă ar fi știut domnul Chițac că eu, din respect pentru doctrina mea și pentru un partid istoric ca PNL, am mers și am avut o întâlnire cu domnul președinte Bogdan Cuțucă, care este un om extraordinar, un om onest, un om respectos și care impune respect. Este ceea ce cred eu și nu mă printesc de la ceea ce spun.
Am avut o întâlnire cu domnul președinte Bogdan Cuțucă, care a durat ceva timp, cred că peste o oră, timp în care i-am spus următorul lucru. Domnul președinte, eu am venit la dumneavoastră pentru că îmi pare rău că iau câteva mii de voturi din dreapta, de unde i-au luat și dumneavoastră, de unde ia și domnul Chița. Și eu am militat tot timpul pentru o dreaptă unită în Constanța. Dumneavoastră cunoașteți lucrurile astea. Am făcut declarație publică inițial, am avut o conferință de presă cu USR-ul prin care am cerut unitatea dreptei. Am făcut un apel pentru unitatea dreptei pentru că așa consideram atunci și consider și acum că numai o dreaptă unită ar fi putut să câștige tot în Constanța, inclusiv primarul, majoritatea în Consiliul Local și să facă o politică de dreapta cu adevărat pentru schimbarea feței orașului nostru, pentru înfrumusețarea lui și pentru a ne putea mândri cu orașul nostru mai mult decât altă dată. Deci, de fapt, dumneavoastră, e orașul lui Fodător, cum spune Mă Ghița, că ați fost primul care a acceptat să discute atât cu USR cât și cu PNL pentru găsirea unei soluții de a unii treabă. Da, o să vă spun și despre USR. Deci, întâlnirea cu domnul președinte Bogdan Cuțucă a fost pe această temă. De bun simț, de respect al zonei din care fac parte, zona de dreapta, politică și doctrinară. Și domnul Bogdan Cuțucă mi-a spus că domnul președinte, domnul Chesoi, încerc, nu vă promit nimic, încerc să găsesc un loc eligibil, că numai despre asta poate fi vorba. Deci aprecierea a fost ok și plină de respect din partea domnului președinte Bogdan Cuțucă. Dar nu vă promit, pentru că nu știu, e bătălie mare ca în orice partid. Sigur, peste câteva zile m-a sunat respectuos, mi-a spus că nu a putut găsi un loc eligibil și nu poate să facă nimic ca noi să fim uniți, măcar eu, împreună cu PNL-ul, să adunăm voturile la un loc și să facem o surpriză pe care, o surpriză, să obținem o victorie pe care o așteaptă constanțenii. Nu s-a putut. O tentativă de-a mea, apropo de, îmi spune mie PSD-ul cum să fac campanie, a fost, după declarația mea, înainte de întâlnirea cu USR-ul pentru Unitatea Dreptei, am avut o întâlnire, de fapt mai multe întâlniri, cu USR-ul, cu domnul Sperian Ion. Da? Pe care dumneavoastră o știți. Și am discutat acolo, cu domnul Sperian Ion, despre unitatea dreptei, am făcut acel apel în conferința de presă, după care am avut o întâlnire finală, aici, în acest loc, unde, la o întâlnire la care a participat și domnul președinte al Alianței Naționale Țăleniste de la București, domnul Radu Ghidău. A durat o oră și jumătate, cel puțin, discuțiile. Am ajuns la o înțelegere cu domnul Sterian Ion pentru a crea o alianță de dreapta, fie ea chiar mai mică la vremea de atunci, că PNL-ul nu consimțise încă și așa cum nu, nici până acum n-a făcut-o, să participe la o alianță de dreapta. Și am bătut palma cu domnul Ion Sterian să facem o alianță de dreapta și, bineînțeles, cu un loc eligibil de consilier. Vreau să vă spun că mă bucur în final că mă bucur, plâng și râd în același timp. Adică, pe de o parte, eu pierdeam, din punctul meu de vedere, dacă luam doar un singur loc de consilier și aș fi dezamăgit electoratul meu. Dar eu, pentru mine, prima unitatea dreptei în Constanța. Și consider că o să iau mult mai multe posturi de consilier, da? Și că o să demonstrez tuturor, inclusiv USR-ului, că meritam o apreciere corectă, nu mai mult. Pentru că după o săptămână și ceva, domnul Sterian Ion m-a sunat și mi-a spus că știți, am vorbit despre un loc eligibil și nu prea s-a putut și n-am putut să rezolv și vă oferim locul 8. Locul 8 în conținere care, după procentele din sondaje, USR-ul la vremea de atunci avea 5 consilieri. Rezultau 5 consilieri din procentele și mie mi-a oferea locul 8. Adică, cu alte cuvinte, eu aduceam cel puțin un loc de consilier prin aportul meu electoral.
la USR, dar ei îmi dădeau loc cu unul neeligibil, total neeligibil. Unde este respectul pentru parteneriat? Unde este intenția adevărată pentru unitatea dreptei și din partea USR-ului? Unde este? Deci nu există atâta vreme că nu tratezi serios lucrurile. Și acum încerc să înțeleg că îi crezi și pe, îl crezi și pe domnul Bodnar Cuțucă, că nu s-a putut să înțelege cu USR-ul. Că nici un partid care are procente mai multe nu-ți dă ție candidatura la primar. Mai ales la un oraș ca Constanța, la un municipiu. Și atunci înseamnă că înțeleg că USR-ul nu prea a vrut. Adică, pe de o parte a făcut așa o tevatură că vreau unitatea dreptei, dar a pus niște condiții inadmisibile. Și atunci, dreapta este luptă. Sper măcar ca după alegeri să se facă o alianță post-electorală, majoritară în Consiliul, ca să putem să impunem proiectele de dreapta în Constanța. Asta este dorința mea. Și cine încearcă să mă spună mie că am făcut pact cu PSD-ul sau când spune PSD-ul cum să fac campanie, va dormi neliniștit și dezamăgit. Credeți cumva că e la mijloc vorba de puțină disperare pentru că domnul Chisac a cam văzut pe cifre că nu câștigă primăria și atunci deja caută vinovați la dumneavoastră și la alții? Altfel nici nu se explică. Da, cam asta ar fi explicația. Mă rog, îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Am votat în 2016, atunci poate că merita votul. Nu-mi pare rău. Asta este. Da, mulțumesc și eu.